Performanță pentru România la Footnet. În premieră, fetele au terminat pe podium la un campionat mondial. România a cucerit medalia de argint la dublu după ce Alexandra Morar și Alexandra Petricaș, ajutate de Ștefania Moraru și Andreea Mitrov, s-au autodepășit. Tricolorele antrenate de Daniel Sesserman au pierdut finala cu Cehia, marea favorită a competiției, dar au câștigat cu Ungaria și țara gazdă, Slovacia. Alexandra Petricaș a fost eroina României și a reușit să aducă și prima medalie din istorie la simplu. Sportiva pregătită de Daniel Sesserman a terminat pe locul 3, iar bucuria a fost mare. Dacă la simplu și la dublu România a urcat pe podium, la triplu fetele au terminat pe locul 5. În competiția rezervată juniorilor sub 21 de ani, cel mai bun a fost al 5-lea la triplu.